București FM. Aici e capitala. Aici e capitala și aici e zâmbetul frumos, cel puțin în dreapta mea. Bună dimineața! Bună dimineața! Este vocea dentistului de serviciu în această dimineață matinal, dr. Andrei Capră. La început de săptămână povestim despre cum să facem să avem un zâmbet frumos. Cred că cel mai important este să avem grijă. Pur și simplu și eventual dacă se poate să mergem și cât mai des la stomatolog. Păi, aici voiam să ajung, pentru că avem o statistică, studii, nu ne plac studiile în general. Și conform statisticilor, 4 din 10 români nu au ajuns niciodată în cabinetul stomatologic și asta face ca țara noastră să fie codașă în Europa la capitolul îngrijire dentară. Putem interpreta în două feluri. Fie noi ca români suntem brici când vine vorba de dinți, nu sunt de acord. Sau ne este frică Um, și de prețuri, și de stomatolog? Cred că majoritatea când au luat studiul ăsta în calcul s-au referit inclusiv la mediul rural. Okay. Și dacă luăm mediul rural în calcul, avem o problemă. Deci, practic, acolo se strică. Pentru că informațiile nu ajung la toți uh -huh. cum trebuie, accesul la anumite servicii, mai ales în mediul rural, este limitat și atunci... Nu știu, eu observ, da, eu observ ca și medic că părinții sunt din ce în ce mai preocupați de igiena orală a copiilor și nu mai igiena. Adică apelează și la servicii ortodonice și așa mai departe. Și cel puțin în, în mediul în care eu lucrez și în care, nu știu, majoritatea, da? Activează, da. Exact. Vedem schimbări în bine. Ai spus de, de copii, de la ce vârstă îi putem aduce pe cei mici la, la dentist? La ce vârstă um, e indicat? Indicat este din momentul în care copilul începe să stea cu minte. Adică să poți să înțelegi cu el. Așa, altfel degeaba din punctul meu de vedere. Eu nu lucrez copii personal, uh -huh. dar în clinică la mine am doi medici, două domnișoare care lucrează cu copii. Și trebuie să fie cu minte. Trebuie să poți să colaborezi cu ei. Eu zic că sunt adulți cu care nu reușesc să colaborez când vine vorba, <laughs> pentru că frica aș spune cuvântul. Absolut, da. Dar bine, cumva cred că abordarea în sine trebuie să fie mai friendly. Mm -hmm. Să te împrietenești cumva cu pacientul, să-i câștigi încrederea? A rămas această preconcepție, i-aș zice eu. Ne e frică să mergem la dentist de, de teamă durerii. Domne, nu mă duc, mă doare. Dar nu lucrează cu anestezie. Și mie mi s-a întâmplat, să știi, și în istoria relativ recentă, să mă duc acolo să nu-mi fac anestezie, pentru că există, nu știu dacă e mit. Poate cu ocazia asta îl și demontăm, se lucrează mai bine fără anestezie, că își dă seama medicul. Asta a fost explicația pe care am primit-o eu, își dă seama pe dentistul dacă într-adevăr a omorât nervul acum cum trebuie sau nu. Uh, e normal uh. în 2024 să se lucreze fără anestezie? Depinde de situație. Adică, spre exemplu, dacă am de făcut o opturație superficială, uh -huh. adică o, o carie, O carie, nu? Uh, Atunci, de cele mai multe nu este nevoie de anestezie. Nici nu văd rostul anesteziei, adică decât dacă pacientul să zică că este traumatizat mm -hmm. din, din trecut. Dar pentru tratamentele de canal, întotdeauna este nevoie de anestezie și chestia cu simțitul, în de față nu mai e nevoie pentru că avem tehnologie care ne ajută și determinăm lungimea de lucru și așa mai departe. Există un sâmbure de adevăr acolo. Cumva, pe vremuri, pacient, medicul, când a, își făcea accesul cu acul... E automatizat. Da, 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 da. da. <laughs> își făcea accesul cu acul acela care mm -hmm. umbla pe canale. Dacă pacientul simțea durere, atunci înseamnă că a ajuns la capătul... capătul apexului, capătul rădăcinii. Da. O întrebare foarte importantă, pentru că am tot văzut reclame în ultimul timp. Sunt bune pasta, pastele de din sau soluțiile astea care promit albire în două-trei săptămâni până la două-trei nuanțe? Nu, nu eu nu recomand așa ceva. Afectează dantura? Cu siguranță afectează. Adică gândește că era o chestie pe net acum. E, uh, în weekend acum am uh -huh, uh -huh. cineva și ce? băi, uite, vreau să-mi comand pasta de aia de dinți de albeau ăștia ouăle cu ea. Și zic, băi, nebunule, <laughs> dacă ăla albește ouăle cu pasta de dinți, tu îți dai seama ce bagi în gură? Nu. No. Corect? Corect. Adică, cumva, trebuie să fie foarte bine controlată chestia asta și nu cum cumperi unde. oriunde. Trebuie să aibă niște aprobări, ce, FDA și așa mai departe, uh -huh, dacă cumperi uh -huh. niște produse care se găsesc în state. Da? Deci nu. Nu apelați. Mi se pare normal că pacientul să știe să-și procure pasta de dinți de la ori la recomandarea medicului, ori dacă vrea să fie, să o ardă mai bio, poate să meargă la naturiste să-și cumpere de acolo. Are o grămadă de variante. S și sunt ok variantele astea naturiste? Adică au efect? Că uh, okay ar trebui să fie în ideea în care n-ar trebui să ne afecteze. Curățatul în sine nu contează cu ce te cureți până la urmă. Important mm -hmm. este cure. Ok. Da? Bun. Hai să demontăm niște mituri. Hai. În această dimineață, acum la 9 și 42 de minute, primul mit pe care l-am găsit, detartrajul face rău dinților. Dacă nu este executat corect. De câte ori ar trebui să facem uh, detartraj? Nu, să, să lămurim. Așa. Deci face rău dinților dacă da. medicul care face nu folosește ansa de detartraj corect, okay. da, că poate sparge prismele de smalți. și în același timp acele vibrații se pot regla cumva. Mm -hmm. Adică dacă un pacient are o sensibilitate prea mare în timpul detartrajului, se pot regla acele vibrații ca să nu devină dăunător. Păi și pacientul cum să știe lucrurile astea? Păi cam simte. <laughs> Dar el nu știe, nu, seara cu da, pacientul da, nu de știe. Nu unde da. să știi că folosește corect sau nu, că știe să gestioneze nu aparatul ș... respectiv. Da, nu știe. Bine, nici Ar nu... Ar trebui să doară? Se... Nu... Poate, să... Un disconfort. poate să doară, da, e un disconfort, dar nu trebuie să doare exagerat de tare. Uh -huh. da? Pentru că atunci sunt și alte probleme. Când spui au... E clar da. că ceva e, e ceva neregulat. nu e regulă. Sau când are pacientul, cam dai seama. Adică... Bun. Nu mă doare, deci nu este încă necesar să merg la dentist. Păi, dacă a durut și acum nu mai doare, nu înseamnă că a trecut. A. Înseamnă că problemele se vor agrava. Și că o să vină și perioada aia cu dureri mai mari, cu. Uh, să vorbesc pe înțelegăturor, uh -huh. te umfli. Da. Și atunci lucrurile nu mai sunt așa. ok. Deci, prevenția este. Cea prevenția mai, este cea mai bună. bună chestie. Dacă nu previi. Corect. Dulciurile ne strică dinții. Asta este ceea ce spun părinții copilor întotdeauna. Nu da, mai mânca este cumva că o să adevărat. E da. adevărat. Da. Dar, în același timp. Zahărul, de fapt, cred că. Gândește că un copil o să perieze în, nu știu, 20 de secunde, 10 secunde și atunci, automat, el nu curăță bine. Uh -huh. Bine, lăsând faptul, la o parte faptul că zahărul o să crească aciditatea din gură și așa mai departe și devine un mediu favorabil apariției carilor. Dar, un adult care are un protocol de igienizare bun și așa mai departe, și să zic că are și restul alimentației destul de bine pusă la punct, dacă face exces de dulce, poate să aibă alte probleme, dar nu neapărat cu dinții. Favorizează, dar nu știu, sunt, e un cumul de factori care influențează toată chestia asta. O să zic niciodată, bun, nu mai mânca dulce că de-aia faci. Nu, mai degrabă faci un diabet decât. Să rămânem tot în zona asta. <laughs> da. Băuturile fără zahăr sunt mai bune. Pentru dinții mei. Băuturile fără zahăr sunt mai bune în general. Îți recomand băuturile fără zahăr? Mm, nu am zis asta. <laughs> am, am încercat. Nu. Sunt mai bune în general față de cele pline-pline ochi. Apa e Cu... cea mai bună. Eh, uite, vezi, un răspuns, un răspuns politic e corect. Frumos. Trebuie să ne spălăm pe dinți după fiecare masă. Exclus? Nu? De două ori pe zi, dimineața și seara. Uh, pentru că dacă ne-am spălat după masă, oricum nu ai voie să te speli după masă, imediat. Trebuie să treacă măcar o jumătate de oră. De ce? Pentru că aciditatea din salivă plus cătuvii și perie și așa mai departe favorizează apariția proceselor carioase. Hmm. Indicat este ori te speli înainte de masă cu o jumătate de oră, ori după masă la o jumătate de oră. Uh, de preferat să nu consum nici cafea, nici alte, alte alimente în intervalul. Acela și dacă vrei neapărat să zicem că ai mâncat ceva și nu te simți curat, da? uh -huh. poți să clătești cu apă. Apă de la robinet. Ah, clătești bun. riguros și ai. Și s-a rezolvat. Aparatele dentare nu mai au efect la adulți. Ba, au în orice situație. Sunt inclusiv pacienți totici care au nevoie de aparat dentar. Deci n ar trebui să ne pream de situația în trebuie trebui Să, situația un felul rezolv... următor. Trebuie rezolvat de mic uh -huh. ca să nu poarte contenție toată viața. Sau să fie mult mai ușor planul de tratament ortodontic decât mai târziu, când se oprește din dezvoltare și atunci pot fi nevoie și alte intervenții. Poate fi nevoie și de alte intervenții. Și aș vrea să mă întorc un pic la albire. Ok, soluțiile astea pe care le găsim noi pe net minune, care promit tot felul de chestii. Am văzut, inclusiv erau niște benzi pe care trebuia să le lipești de dinți. Da, și știu, am auzit de ele, da. Da, Mi-a plăcut exprimarea, am auzit de ele. Albirea făcută în cabinet, este ok sau eu am găsit următoarea chestiune, Albirea dinților slăbește dantura. Nu slăbește. Adică, uite... Tu o recomanzi? Da, recomand. Dar făcută de un medic, în cabinet. Cumva nu sunt de acord nici cu de acasă. Chiar dacă ele sunt ok, să zicem. Dar substanța pe care o folosim, în general, are tendința să ardă. Uh -huh. Așa că dacă pui pe partea de gingi să ajungi în zona respectivă, arzi și provoci... Mă, leziuni. Leziuni, exact. Leziuni parodontale. Acum, alegerea fiecăruia, dar sfatul meu e să-și caute un medic care să-i facă albirea în cabinet și, desigur, trebuie să aibă grijă după aceea foarte mult. Că altfel, dacă n-ai grijă, nu te ține mai mult de două Ce să săptămâni. să ai grijă? Ai făcut un tratament din ăsta, ți-ai albit dinții, da. ești, arăți brici, în primul, ai un zâmbet frumos. În prima fază ar trebui să evite anumite alimente, mai ales alimente care colorează, să aibă un protocol de periaj corect. Adică fără cafea? Fără în primele, suc? Zi, în prima, primele 24 de ore, să zicem. Uhum. Fără cafele, sucuri, roșii. nu știu. Ok. Da? Alimente care colorează, în general. Um, dacă, dacă mai este și fumător, iarăși avem o problemă. E un, o procedură pe care trebuie să repetăm la o anumită perioadă de timp? Ca și indicație, un, să zic, la șase luni, dacă pacientul dorește neapărat. Și cam ar trebui să știe că cu sensibilitate după. Deși există și variante fără, dar... Dar se întâmplă. Da. Se întâmplă să rămâi. Deci există. O perioadă scurtă de timp, da. Există și această Automat asta înseamnă că provoacă niște... Vorbim puțin și despre leacuri bobești, pentru că ai zis ceva de bio, eco, totul okay. în zona asta. Am găsit și de multe dintre ele știam și eu, recunosc, nu le-am pus în funcțiune dar ele există pe internet, pe peste tot. Când, dacă tastezi pe Google dureri dentare, primele site-uri vor fi cu leacuri din astea băbeși, și abia apoi mergi și consultă medicul, poți o programare. Avem pentru durere de măsea, așa era explicat acolo, vată cu spiritul în ureche. Exclus. <laughs> nu e ceva rău. Da. Eu am avut un am un exemplu pentru durere și băgată nu e acolo, Da. Da. De, de asta știam. Eu am și crezut eu. că nebunesc. În prima fază nu știu ce are acolo. Zic, bă, să te clătești asta. cu apă cu sare. Apa cu sare are rol antiseptic. Mm -hmm. Practic când punem sarea în apă călduță și o dizolvăm. Știm toți, sare natriu clor. Da. Clor în apă, înseamnă clorhexidină, să zic, clorhexidină bio. Okay. este un antiseptic. Deci ok. E ok, dar nu te, ajută. Afectează. nu te ajută. Adică nu te ajută la modul în care... Da, te ajută să îndepărtezi din bacteriile din gură, dar că te dă să atât doare. Să amestecăm cu ișoare? Cumva cred că am auzit și eu de asta, da. dar nu da. știu ce să zic. să răsurg despre Bun. Poate să zic că dacă ai un fel de nu știu, nevralgie, ceva, mm -hmm. dar nu o nev de o cauză endodontică. Am Există auzit că ajută lociunea... și la dureri de cap și la mai multe. Dar. Da. Asta există, e să zicem Există ideea asta că m-a tras curentul. Și de aia mi s-a umflat Măsea. Nu no, e o problemă. <laughs> <laughs> Eu nu cred în ea. <laughs> nu crezi în curent? Nu. Tu nu crezi în puterea curentului? Mm. Dar nu ești român adevărat că nu crezi. Să în zic așa curentului. că dacă am stat într-un vânt puternic, am făcut o nevralgie. Mm -hmm. Într-un curent. Da. O nevralgie. Ei ca să tratăm uh, curentul. Ne-a tras curentul la Măsea. Dar nu prea, Deci nu există. Nu există. Da. Atunci povestea asta să pui o țigară prinsă în ureche, ca să tragă curentul da, din ureche și să din... de orele. Păi, au spus că tragă curentul din măsea, eu asta am găsit pe net, eu te, te am exista. chemat ca să te întrebai să ne explici. Nu există, și exista. nici la orele nu are nicio legătură. Asta -are e, n-are e... Bun. Și ultima chestiune pe această dimineață, tot cu albitul. Foarte multe pă, fete, în mod special, am văzut că au o problemă cu chestia asta și vor neapărat un tratament din ăsta de albire, dar făcut acasă, sare, un amestec de sare și bicarbonat pentru dinți mai albi, periaj cu sare și bicarbonat, ajută? Cu siguranță îndepărtează placa foarte bine. Bun. Dar nu cred că ți albește dintele mai mult decât este el, doar îl curăță foarte bine. Și dacă ai face chestia asta, n-aș recomanda să o faci în fiecare zi, poate dată la două, 3 zile. Bun, mulțumim -o mult, Din păcate nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Așa, pe final, pentru cei care ne ascultă acum și care ne văd și live pe Facebook, dacă ai un mesaj cu privire la ce ar trebui să facem în perioada asta cu privire la sănătatea orală. Nu am un sfat anume. Sfatul este să meargă la medic, majoritatea nu au timp, și să meargă la medicul lor. Uh -huh. Să doar să-și facă un check-up. Atât. Nimic mai mult, nimic mai simplu, mergeți la medic și vă faceți o verificare. Prevenția este super importantă. Așa mi se pare că scap și de costurile alea foarte mari. Păi? Te duci mai des, e mai simplu să rezolvi o uh, carie decât nu să rezolvi mai des, 50. din pripă. Din pripă, okay. da. Cu Uite. cât mai repede, cu atât mai ieftin. Cu cât mai târziu, cu atât mai scump. Asta cu scump ne, ne dobără, deși înțeleg că la noi serviciile stomatologice sunt printre cele mai ieftine. Depinde. Din dacă Europa. vorbim de servicii de calitate sau dacă vorbim de servicii accesibile. <laughs> Calitatea, da. își spune cuvânt. Calitatea își spune cuvântul Într-adevăr îți mulțumim tare mult Andrei Capra Dentist în această dimineață În matinal, poate mai vi și cu altă Ocazie să mai povestim, să mă mai demontăm Niște mituri, pentru că l-am și pe colegul Meu, Minculescu, care Cu siguranță are și el foarte multe întrebări El este mai mult pe zona asta de leacuri băbești Și știe câteva chestiuni din astea Importante. Facem schimb de experiență Facem schimb de experiență, exact, 9 și 53 De minute. Mulțumesc că ați fost alături De mine, început Eu de săptămână să Mâine, la 6 dimineața, tot aici în matinal, în formulă completă, se întoarce și Alex și uh, punem uh, săptămâna la cale. Să aveți o zi excelentă, numai bine. Ciao! Bucurește FM.